Doamnă doctor, sunteți medic primar obstetrică ginecologie. Ne aflăm astăzi la Clinica Regina Maria din Ploiești și vreau să vorbim despre niște subiecte pe cât de sensibile, pe atât de importante pentru orice femeie. Spuneți-mi, vă rog, pentru început, cât de importante sunt consulturile ginecologice pentru orice femeie, indiferent de vârstă? Sau, nu știu, poate contează vârsta. Consultul ginecologic este extrem de important. Ar fi bine ca pacientele să știe că după debutul vieții sexuale, indicat este să se prezinte la consultul ginecologic anual. Iar efectuat în acest ritm, e bine să știe că își pot descoperi afecțiuni în stadii incipiente, când pot fi tratate cu ușurință, când nu au apărut probleme dificile sau complicații. De asemenea, cu ocazia consultului, medicul îi va oferi paciente informații despre screening, despre prevenție, despre contracepție și de asemenea poate să prevină multe situații neplăcute în viitor. Care sunt bolile grave, afecțiunile grave care pot apărea pe partea aceasta ginecologică? Afecțiunile grave sunt evident cancerele și ne referim la cel mai frecvent cancer la femei, cancerul de sân și cancerul de col uterin. Descoperite în fază incipientă, așa cum ați spus, pe baza acestor controle de rutină, pot fi tratate? Evident. Nu numai că pot fi descoperite în fază incipientă, dar poate fi prevenită apariția lor prin controle, prin examinări repetate, prin teste. Haideți să vorbim despre aceste două tipuri de cancer, pentru că știu că atât cel de col uterin cât și cel de sân ne duc pe un loc fruntaș din nefericire în ceea ce privește mortalitatea în rândul femeilor. Cancerul de col uterin, ce presupune exact acele teste pe care ar trebui să și le facă o femeie? Cancerul de col uterin poate fi depistat în faze incipiente sau pot fi depistate displazii de col, leziuni ale colului care preced cancerul de col uterin prin examenul citologic Babeș-Papanicolau și prin testul HPV. În ceea ce privește cancerul de sân, ce trebuie să știe exact o femeie? În ceea ce privește cancerul de sân, pacienta ar trebui să știe că autopalparea este extrem de importantă și trebuie făcută cât de des se poate. Apoi, examinarea clinică a sânului cu ocazia consultului ginecologic anual este la fel extrem de importantă. Există un protocol de examinare a sânului și între 20 și 30 de ani, pacientele ar trebui să se adreseze ecografiei mamare la 2 ani, între 30 și 40 de ani, o ecografie mamară anual este extrem de important de făcut. Apoi, după 40 de ani până la 50, la 2 ani, examenul mamografic. Le trimitem pe paciente la următoarea investigație, mamografie, iar după 50 de ani, mamografia este indicată anual. Există și cazuri speciale, pacientele cu implant mamar, din ce în ce mai multe paciente care au implant mamar, vorbim de un corp străin cu evoluție imprevizibilă și ele trebuie să se urmărească extrem de atent prin examen ecografic și prin RMN fără substanță de contrast. Mamografia nu este indicată la aceste paciente. Practic și în cazul persoanelor care au astfel de implanturi pot apărea cancere? Categoric, da. Trebuie să se urmărească atent, exact ca și pacientele care nu au implant mamar, ba din contră, cred, mai atent, pentru că este un corp străin care, așa cum am spus, evoluția poate fi imprevizibilă. Care sunt semnalele de alarmă, să le spun așa, care ar trebui să trimită o femeie la medic? Urgent. De multe ori, dacă vorbim despre aceste boli grave, în momentul în care apare un simptom, este deja târziu. Da, din acest motiv vorbim despre prevenție, examinări și
examinări astfel încât să descoperim în faze incipiente când nu se simte nodulul, când nu a început sângerarea, când nu a apărut durerea. De obicei, simptomele sunt la nivelul sânului, palparea unui nodul sau durere sau modificări la nivelul tegumentului, iar în ceea ce privește cancerul de col uterin, sângerări neregulate, durere la contactul sexual, dureri pelvine, tot felul de simptome. Se poate vorbi la noi, ca societate, de prevenție în rândul femeilor? Mai exact, vreau să știu dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, sunt femeile suficient de bine informate? Nu cred că sunt suficient de bine informate. În primul rând, nu avem un program național de screening nici pentru cancerul de sân, nici pentru cancerul de col uterin. Ele află despre ce ar trebui să facă doar cu ocazia consultului. Multe nu vin la consultul anual și atunci se pierde momentul. Deci ne-ar trebui mult mai multe campanii de informare. Categoric, da. Pentru a reduce mortalitatea în rândul femeilor, da, că despre mortalitate vorbim, din păcate. Spuneați, dumneavoastră, vorbeați puțin mai devreme despre vaccinarea HPV și nu vreau să trecem așa ușor peste acest subiect, pentru că este unul extrem de important. Ce ar trebui să știe părinții, mamele, atât de fete cât și de băieți, în ceea ce privește importanța vaccinării HPV a copiilor, a adolescenților? În primul rând, ar trebui să știe că și nu doar a adolescenților, pentru că vaccinarea HPV se poate face și la o vârstă mai înaintată, să spun. Da. În primul rând, ar trebui să știe că în etiologia cancerului de col uterin, virusul papiloma este implicat în 99% din cazuri. Deci avem cauza cancerului de col uterin, infecția persistentă cu HPV. Vaccinarea ne ajută să eliminăm această infecție. Vorbim despre infecție cu virusuri cu potențial oncogen, deoarece în cadrul mare al virusurilor HPV sunt unele care nu au potențial oncogen și unele care au potențial oncogen. Acestea cu potențial oncogen sunt cele care dau cancerul de col uterin și nu numai de col uterin, vorbim de cancer anal, vorbim de cancer penian la băieți. Vorbim despre cancere în sfera orele, despre cancere la nivelul traheei sau bronhilor. La ce vârstă recomandați dumneavoastră efectuarea acestui vaccin HPV la fete și băieți? Vaccinul, chiar dacă nu există programe naționale, totuși statul a venit în întâmpinarea acestei probleme și s-a efectuat un program strict de vaccinare. Gratuit, foarte și important. Și gratuit, da. Vaccinul este compensat 100%. Vorbim despre categoria de vârstă 11-19 ani fără o zi. Compensarea este 100%. Iar cel mai bine este să, ca prima doză de vaccin să fie efectuată între 11 și 15 ani. Probabil o să mă întrebați de ce. Vă spun pentru că s-a demonstrat că răspunsul imun este cel mai bun în această perioadă și că este bine ca să vaccinăm copilul înainte ca el să fie expus la virus. Este și logic. Cum acționează acest vaccin? Conține particule asemănătoare virusului și dezvoltă un răspuns imun la copil, se formează anticorpi. În momentul în care ajunge să ia contact cu acest virus, anticorpii aceștia vor lega virusul, virusul nu va pătrunde în celulă și nu va infecta celula. Deci este protejat. Spuneați de compensare până în vârsta de 19 ani fără între, o zi. Între 19 ani și 46 de ani, compensat 50%. Recomandați efectuarea vaccinului HPV sigur, și la da. 40 sigur, de da. Ani? Sigur da, sigur da. Chiar dacă pacienta este infectată cu o tulpină, reușim să o salvăm de infectarea cu alte tulpini. În cazul băieților, iarăși e un element de noutate, să spun așa, pentru foarte multe mame de băieți care au spus, nu, dar băieții nu
pot contacta acest virus? Este logic. Vectorul este bărbatul, băiatul. Deci el este purtătorul. Sigur, practic. Da. Și nu numai că nu va transmite partenerei sexuale, dar și el se va proteja, așa cum v-am spus, de cancer în sfera orele, cancer anal, cancer penian. Deci este esențial, practic, efectuarea acestui vaccin. Eu cred că dacă lumea ar înțelege că acest vaccin trebuie făcut și dacă toți copiii s-ar vaccina, noi am ajunge să nu mai avem cancer de col uterin. Aici, da, aici este o problemă, pentru că din câte am reușit eu să remarc, stând de vorbă cu diversi medici, foarte multe persoane au devenit așa refractare atunci când e vorba de vaccin. Cred că s-a întâmplat imediat după perioada pandemiei. În ceea ce privește acest vaccin, cea mai mare problemă a fost că mă refer la ideea de vaccinare în general. Da, dar la acest vaccin prima problemă a fost că lumea n-a înțeles că nu are nicio legătură cu debutul vieții sexuale, ci că îl faci înainte să înceapă viața sexuală, tocmai ca să se producă răspunsul imun înainte să fie expus la virus. N-a înțeles nimeni, probabil că nici nu l-a explicat nimeni părinților acest lucru, toată lumea a fost refractar. Apoi a venit și cu povestea cu vaccinul, cu vaccinul COVID, lumea a refuzat să se vaccineze și a fost o perioadă grea. Părerea mea că acum lumea înțelege, a înțeles și din ce în ce mai multă lume se vaccinează. Personal în cabinet nu am avut rezistență. De câte ori am recomandat vaccin, pacientele au mers și au făcut, mamele au venit să mă întrebe, merg la medicul de familie, nu am mai întâlnit rezistență la acest subiect. Și pentru că vorbeați de importanța acestui vaccin și despre faptul că el ar trebui făcut înainte de începerea vieții sexuale, mă rog, e de preferat, vreau să atingem așa un subiect destul de delicat, din nefericire, nașterea în rândul adolescentelor, mamele minore. Și noi în Prahova avem foarte multe cazuri de acest gen, din păcate. În primul rând, debutul vieții sexuale a ajuns să fie la vârsta copilăriei. Nu mai vorbim de adolescență, acum vorbim de copilărie. Și tot la vârsta copilăriei sunt copii care dau naștere. Da, am citit niște studii de curând că și încep viața sexuală fetele în jurul vârstei de 12 ani. Deci vorbim de copilărie, nu mai vorbim de adolescență. Dacă ideal ar fi ca viața sexuală să debuteze la în jurul vârstei de 18 ani. De ce? Pentru că la această vârstă organele genitale ating maturitatea. Există o strânsă legătură între debutul precoce al vieții sexuale și risc crescut de cancer de col uterin. De ce? Pentru că au legătură? Au legătură, deoarece organele genitale nu sunt pregătite pentru acest lucru și atunci riscul tocmai de infecție, de răspuns anormal la infecții și la această situație este anormal. Vorbim de sarcini nedorite, vorbim de nu numai de lipsa de maturitate structurală și funcțională a organelor, vorbim și de lipsa de maturitate psihologică a copilului, care nu înțelege contracepție. E o situație, e altceva, e o mare responsabilitate. Debutul vieții sexuale este de fapt o mare responsabilitate. Cât de greu este pentru dumneavoastră ca medic, mă gândesc că v-ați confruntat cu astfel de cazuri, să aveți în față o astfel de mămică, să spun așa? Am avut nenumărate mămici minore. Unele s-au comportat exemplar, a fost ok, altele greu. Și iarăși ajungem la ele aceeași concluzie. Au nevoie de suport familial, da. Nu sunt informate, parte de... Nu. Ideal este că dacă s-a întâmplat, le trebuie suport din partea familiei
și am observat că în momentul în care vin paciente care au acest suport, depășesc ușor. Mai greu este când sunt singure. Așa, dacă ar fi să facem o sinteză a informațiilor pe care le-ați transmis astăzi, ce ar trebui exact să rețină din această discuție o femeie? Cu referire la ceea ce înseamnă consult de rutină, cum a zis, cu referire la ceea ce înseamnă importanța informării dintr-o sursă autorizată, adică un medic, nu de pe internet, cu referire la vaccinare, care ar fi principalele lucruri pe care încă o dată aș vrea să le subliniați așa să se înțeleagă foarte bine? Cred că primul lucru cel mai important pe care pacientele ar trebui să le înțeleagă că este mai important să previi decât să tratezi. Cu siguranță. Apoi, important este să se prezinte la consultul ginecologic anual, chiar dacă nu au simptome, și dacă apare un simptom în sfera genitală, să se prezinte imediat la consult, nu după o vreme, pentru că, așa cum am spus, putem depista de vreme o problemă ușoară și să o tratăm, și nu târziu, când deja sunt complicații, deja tratamentul este mult mai complicat. Asta dacă mai există un tratament. Da. Din nefericire. Apoi, vaccinarea HPV poate să salveze viața, poate să... vaccinarea HPV va, în viitor, va face să nu mai existe cancer de col uterin. Și, practic, tot ce are de făcut un părinte este să se adreseze medicului de familie. Da. Și să facă o programare pentru copil. Da. Atât. Da. Da. Deci nu este ceva complicat, nu e... Și, de asemenea, la consultul anual, discuție cu medicul ginecolog despre cum să-și examineze sânii, cum să și în ce ritm să meargă să facă ecografie de sân sau mamografie și când să facă examen citologic Babeș Papanicolae, când să facă tipare HPV. Este important ca o femeie să preia informația de care are nevoie, cum spuneam puțin mai devreme, dintr-o sursă credibilă, și sursă credibilă însemnând medicul specialist, nu de pe grupuri, forumuri și așa mai departe. Am spus deja, cu ocazia consultului anual, pacienta trebuie să meargă să întrebe. Medicul oricum îi oferă toate informațiile, primește trimitere și medicul ginecolog ritmează tratamentul și în funcție de fiecare pacientă. Pentru că fiecare pacientă este unică, fiecare pacientă poate să prezinte un risc mai mare sau mai mic pentru o anumită boală. Cum vedeți dumneavoastră fenomenul acesta al cancerilor de col uterin și sân, pentru că acestea sunt principalele în momentul de față, la nivel de societate, la nivel de cazuri cu care vă confruntați? Sunt foarte multe cazuri de cancere de toate felurile, poate și din cauza ritmului nostru de viață, stres mult. Asta urma să vă întreb, stresul și ritmul acesta alert pot să factori favorizanți, să spun așa? Sigur, da. Dacă pentru cancerul de col vorbim despre HPV, sigur, despre cancerul de sân putem să vorbim și despre stres. Alimentație, lipsa mișcării, nu știu, sigur, sau ce, care ar trebui să fie stilul de viață al unei femei pentru a preveni, să spun așa, sau pentru a... O alimentație echilibrată, sănătoasă, evident, mișcare și evitarea stresului. Ceea ce e mai greu. Da, sigur. Vreau să vă întreb acum pe final de discuție, nu știu, care sunt cele mai mari satisfacții pe care le aveți dumneavoastră în calitate de medic cu ani vechime? Meseria de medic e o meserie binecuvântată pentru că îți oferă satisfacție în fiecare moment. Ai satisfacție când în diagnostic rapid și începând tratament salvezi femeia de la ceva grav. Ai satisfacție când aduci pe lume un copil? Oh, da, este cea mai mare satisfacție. Aducerea pe lumea unui copil. Când primești un mulțumesc, m-am făcut bine. Înseamnă enorm pentru un medic. Da. Să vadă că
a mai salvat o viață. Da, da, exact. Și insatisfacție, mă gândesc că există și ele oricât am vrea să nu, dar ele există. Da, există. Că până la urmă niciun medic nu e Dumnezeu. Nu. Se întâmplă. Categoric există, da, da. Cum faceți să treceți peste? E parte din noi. E parte din această meserie. E ceva meserie. Asumat, v-ați asumat. Da. Când ați realizat că vreți să vă faceți medic? Și de ce pe partea aceasta de obstetrică, ginecologie? Medic, cred că mi-am dorit, adică dintotdeauna, da. Niciodată nu m-am gândit că o să fiu altceva. Iar ginecologie a fost întâmplare în urma examenului de rezidențiat. Nu m-am gândit că o să mă fac ginecolog dintotdeauna. Dar v-ați vedea vreodată făcând și altceva în afară de meseria asta de medic? Sau profesia acum, chiar vă e destin? Acum nu. Ați avut vreodată? Ați avut așa? Da, am avut la un moment dat, dar nu. Este sigur meseria pe care o iubesc. Și care vă definește? Da, spre care mă aplec cu dragoste, chiar cu multă dragoste. Doamna doctor, spuneți-mi, unde vă găsesc femeile care au nevoie de acel control, să zicem, de rutină, aici în Ploiești? În Policlinica Regina Maria din Ploiești. Când? În ce zile? Joia. Joia au consultații în Policlinica Regina deci Maria din Ploiești. Deci joia vă găsesc aici. Vă mulțumesc și sunt convinsă că informațiile pe care le-ați oferit doamnelor, domnișoarelor, au fost extrem de utile. Dintr-o sursă credibilă, atât de venind de la un medic și succes. Vă mulțumesc foarte mult pentru încredere.